Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Voi face astăzi o nouă etalare cu cărțile magice pentru a răspunde la o întrebare, la o dorință, dacă vi se îndeplinește, deci este practic etalarea dorințelor, da? Deci puneți-vă o dorință și să vedem ce răspuns vă dau cărțile magice, în ce perioadă se poate îndeplini, perioadă de timp, în câteva zile, săptămâni, luni. Alegeți-vă așadar una dintre cele trei variante pe care le-am pregătit aici cu pietrele și în timp ce vă alegeți varianta, sau puneți-vă întâi întrebarea și apoi alegeți-vă varianta, întâi liniștiți-vă gândurile, mintea, ca de obicei, făcând câteva exerciții de respirație, inspirați profund și expirați aerul și apoi, după ce aveți mintea liniștită și vă puteți concentra pe întrebare, puneți-vă întrebarea, alegeți-vă varianta, bazându-vă pe propria intuiție. Recomandarea mea este ca întrebarea să fie cât mai precis formulată, cât mai clar, ca să nu creați, să nu se creeze confuzie, pentru că și răspunsurile vor fi apoi într-o situație la fel de confuză pe cum a fost și întrebarea pusă. Puteți să vă puneți întrebarea dorința în orice domeniu, pentru că cărțile vor răspunde, vă vor da indicații ce ar trebui să faceți pentru a ajunge la dorința voastră să vă îndepliniți sau dacă se îndeplinește sau când se îndeplinește. Această etalare este valabilă în orice moment intrați pe acest film, pe această predicție să o urmăriți. Deci din momentul în care ați văzut această predicție, ea este valabilă pentru perioada care vi se spune în predicție, da? Deci nu este pentru luna aceasta sau pentru luna următoare sau pentru anul viitor. În momentul în care intrați, din acel moment, dorința voastră are un timp de îndeplinire în funcție de cum spune predicția. Ok, și voi face pentru început etalarea pentru persoanele care și-au ales prima variantă. O să dau aici la distanță să pun. Să încerc să fac un pic de loc, pentru că aceste cărți trebuie să le întind pe mai. Ok, sper că se văd. Ok, și să vedem. Deci, pentru prima variantă, varianta pietrei de cristal alb, să vedem dacă vi se îndeplinește dorința. Voi aveți grijă că au sărit cărțile din pachete, posibil să aveți o provocare, o discuție aprinsă, o ceartă. Deci, la ce v-ați gândit voi, e posibil ca să atragă după sine această discuție, această provocare, sau poate că, uite, iar se grăbesc, sau poate că în urma unor certuri, discuții, dorința voastră se poate îndeplini. Să vedem ce spun cărțile, da? Deci, pentru persoanele care și-au ales varianta pietrei albe de cristal, să vedem dacă dorința lor se îndeplinește și când se îndeplinește și cum se îndeplinește, da? Concentrați-vă pe întrebare în timp ce eu amestec cărțile. Pentru persoanele care și-au ales varianta pietrei albe, să vedem dacă dorința lor se îndeplinește. Trebuie să dați dovadă de mai multă înțelepciune. Va ieși bufnița, da? Și bufnița vorbește despre înțelepciune. Deci trebuie să dați, în primul rând, dovadă de mai multă înțelepciune, da? În același timp, să nu fiți neliniștiți, da? Să nu vă agitați, să încercați să vă păstrați calm, că va ieși și luna, da? Și luna vorbește de calm, de liniște, de echilibru, da? Deci trebuie să fiți mai calmi, să fiți așa ca luna, da? Reci, mai reci poate chiar, da? Mai calm, da? Să nu vă agitați, să nu vă folosiți energiile în exces. Da?
Deci ați văzut că va ieși și de, v-am zis, de când v-au sărit cărțile, că aveți poate provocare, ceartă, da? Deci aveți grijă să nu faceți excese de nervi. Atenție la hoți, atenție la persoane care încearcă poate să vă fure, să vă, sau atenție la documente, atenție la acte, pentru că aici mi-a ieșit șoricei. Vedem ce mai spun cărțile. Atenție la anturaj, pentru că aici mi-a ieșit un copăcel răsturnat. Deci atenție la cercul vostru de cunoștință, de prieteni, pentru că vă poate crea probleme. Deci este dificil de spus dacă dorința voastră se îndeplinește. Deci nu mi-arată aici, nu mi-a ieșit nicio, mă mai uit să văd, dar pe moment eu nu văd nicio imagine dreaptă și pozitivă 100% ca să spun că dorința voastră are șanse de îndeplinire, să zic așa. Dar oricum în următoarea perioadă, în următoare, cam în câteva săptămâni, o lună de zile, o să aveți răspunsul la întrebarea voastră. Dar v-am spus, vă trebuie mult calm, multă înțelepciune, mult, să zic așa, răceală, să țineți la rece, să zic așa, sau la distanță anumite situații, relații. Și atenție mare la anturaj, pentru că este foarte posibil să fiți furați, să fiți înșelați într-un fel sau altul, da? Sau anturajul vostru să nu vă dea pe mâna hoților. Da? Aveți grijă, pentru că vă strică foarte mult anturajul sau persoanele care noastră în care aveți încredere. Da? Deci e foarte posibil să fiți ofensați, să fiți, să aveți foarte curând, poate chiar să fiți provocați la o ceartă, la o situație, la ceva care să vă facă să suferiți, să plângeți, să fiți poate insultați, nu știu, jigniți, da? Deci aveți grijă aici, pentru că mi-a ieșit aceste ramuri, care acestea vor ramuri vorbesc despre, în general despre familie, despre relațiile apropiate cu familia, da? Deci aceste ramuri. Dar ieșind răsturnate, ele îmi vorbesc despre faptul că este foarte posibil să aveți neplăceri în familie sau cu persoanele apropiate din familie, să vă jignească, să vă insulte, să nu, să vă facă să plângeți, să suferiți. Și v-am zis atenție la anturaj, pentru că aveți niște șoricei și șoriceii îmi vorbesc despre persoane care vă pot fura, da? Deci vă poate face să dispăriți, o să descoperiți ceva pe neașteptate, destul de recent, poate în legătură cu niște lucruri, cu niște obiecte care v-au dispărut sau cu niște, sau să nu vă dispară niște lucruri, aveți grijă. Deci faceți o descoperire referitor la dorința voastră, sunt toate chiar. Eu vă spun toate variantele care ies, iar voi faceți legătura cu cea întrebarea pe care ați spus-o. Pentru că veți descoperi foarte rapid ceva, veți plânge, pentru că probabil în familie ceva va fi un motiv de plâns. Ori de neplăceri în familie, poate că în familie vi se întâmplă ceva și aveți neplăceri și orică vă sunteți insultați, da? Deci dezamăgiți de propria familie, nu știu, vedeți dumneavoastră ce v-ați gândit, eu nu am de unde să știu. Dar are aici legătură cu acest lucru. Vă trebuie mai multă înțelepciune, felul în care discutați, poate acțiunile care le faceți, să le faceți cu mai multă înțelepciune, pentru că mi-a ieșit bufnița și v-am spus, bufnița vorbește despre înțelepciune, despre inteligență, despre felul în care vă folosiți inteligența. Asta poate să vorbească despre niște proiecte sau despre niște lucruri care sunt în scadență, deci trebuie să, lucruri care trebuiau să se întâmple sau trebuie să se întâmple recent. Deci lucrurile care și fiind răsturnată, asta îmi spune că practic planurile pe care le aveți în minte nu se vor concretiza. Deci ceea ce v-ați propus voi în mintea voastră să rezolvați, nu vi se va. Dar totuși aveți ceva, mi-a ieșit aici un câine. Veți avea un prieten credincios. Aveți pe cineva, poate pentru unii, poate să fie să semnifice că vor avea o prietenie frumoasă cu cineva, persoana la care se gândesc că își poate demonstra fidelitatea. Dar în același timp, pentru alții aici poate să measă că nu au proiectele la care s-au gândit, nu li se vor concretiza, le trebuie mai mult calm, mai multă liniște. Se pot baza pe un prieten, dar totuși trebuie să aibă, vor face o descoperire importantă, da? Poate vor descoperi ceva care le-a dispărut, sau află ceva despre care nu știau,
Și aici mi-a mai spus, îmi apare această, s-ar putea să aibă ofense din partea familiei. Deci familia să nu, sau să nu aibă probleme în familie. Poate să fie și o astfel de situație, niște probleme în familie care vă aduc neplăceri, vă face să suferiți, să plângeți. Sau familia va fi insultată și voi suferiți alături de ea. Poate să fie și o astfel de variantă, da? Deci o pierdere se poate întâmpla în familie. Dar, deci atenție la hoți, atenție la anturaj, atenție la familie, atenție la cum judecați lucrurile, cum acționați, pentru că Bufnița vorbește despre înțelepciune. Deci, ca și cum stați să întreprindeți o acțiune care nu este prea înțeleaptă, ca să zic așa, și practic ceea ce aveți în minte nu va avea succes. Asta este destul de ce v-am spus în decurs de câteva săptămâni, o să aflați răspunsul la această întrebare în felul acesta. Și luna, v-am spus, îmi vorbește despre liniște, despre pace, despre liniștea voastră în următoarea la ce v-ați gândit voi. Dar, din păcate, ea a ieșit în poziție răsturnată, ceea ce îmi spune că va fi în dezavantajul vostru. Poate că acțiunile voastre, v-am spus, nu prea sunt înțelepte și faptul că vă agitați ar putea să nu fie în avantajul vostru. Încercați să nu vorbiți prea mult, să nu vă spuneți planurile, dar încercați cumva să vă țineți sub control ideile, dar nu ne expuneți public prea mult altora, pentru că e foarte posibil să vă dea peste cap, da? Cam asta e tot ce văd pentru cei care și-au ales varianta pietrei albe, da? Deci, ce vi se cere mai multă atenție, mai multă înțelepciune, da? Deci dorința voastră nu are șansele pe care vi le doriți. Poate să în prietenie, cu prietenia, da. Deci poate că dacă v-ați gândit la o relație, poate nu va fi dragoste, nu va fi relație, dar va rămâne o prietenie, va rămâne acolo. Sau aveți pe cineva care vă va fi alături în momentele grele. Haideți să vedem și pentru cei care și-au ales varianta pietrei roz, să vedem dacă li se îndeplinește dorința și când li se îndeplinește. Deci concentrați-vă pe întrebare, să fie cât mai clară și să vedem ce răspuns va da cărțile magice pentru cei care și-au ales varianta pietrei roz de cristal, dacă dorința lor se va îndeplini și când li se va îndeplini, da? Și vouă a ieșit aici ramurile, dar și la voi a ieșit răsturnată, deși voi trebuie să aveți grijă cu familia, cu anturajul, da? Pentru că au ieșit ramurile răsturnate. Da, deci s-ar putea să aveți ceva neplăceri, dar totuși vă trebuie credință, pentru că v-a ieșit aici acest crinul care îmi vorbește despre credință, despre fidelitate. Da, despre și soarele, și aici vă trebuie mai. Deci, voi veți avea, să zic așa, reușită, dar nu foarte repede. Vă trebuie mai multă căldură, vă lipsește căldura, vă lipsește. Să vedem ce mai e. Veți avea, în schimb, reușită cu banii, deci vă vin bani, în câteva săptămâni vă vin bani, cel mult câteva săptămâni, deci primiți bani. Atenție la o femeie, pentru că o femeie vă întoarce spatele. Deci după ce se folosește de voi, o femeie vă lasă baltă. Sau aveți grijă că o femeie pur și simplu se folosește de voi. Atenție la situațiile ardente, să zic așa, care să nu dați pe foc sau care sunt în scadență. Da? Deci nu le amânați lucrurile, pentru că să vedem ce mai iese pe lângă. Aveți destul de imagini care s-au creat aici pentru voi. Deci am zis atenție la familie, pentru că familia îmi spune că este posibil să nu aveți aici în familie, să nu fiți în acord cu familia, să nu vă înțelegeți prea bine cu familia.
sau să aveți dezacordul cu familia referitor la dorința voastră, da? Deci lucrurile astea se pot întâmpla destul de repede și să dureze foarte mult. Aceste neînțelegeri cu familia, deja să le și aveți și ele vor mai dura. Deci vor dura, poate să dureze toată viața aceste neînțelegeri, sau faceți parte dintr-o familie cu care nu vă înțelegeți. Deci anturajul apropiat, prieteni, familia apropiată, da? Deci părinții, nu știu, frații, surori, rude apropiate. Dar cu credință, pentru că va ieși acel crin, îmi vorbește despre faptul că credința vă poate ajuta să aveți mai multă credință, mai multă încredere, pentru că Dumnezeu vă poate aduce ceea ce vă doriți voi. Da, deci vă poate da fericirea de care aveți nevoie. Da, deci să încercați să fiți mai credincioși, să credeți în Dumnezeu, să credeți că Dumnezeu vă poate ajuta, că divinitatea vă poate ajuta. Voi aveți nevoie practic de mai mult curaj. Deci ca să vi se îndeplinească această dorință, vă trebuie mai mult curaj, mai multă încredere în voi, ca ea să se îndeplinească, dorința la care v-ați gândit voi. Da? Deci, pentru că așa vorbește despre forța voastră de caracter, despre caracterul vostru. Vă trebuie un caracter mai puternic, cu mai multă încredere în sine și cu mai multă căldură umană. Da? Deci să fiți mai convinși și să dăruiți mai multă căldură umană și voi înșivă. Da? Și aici v-am spus, atenție la o femeie, pentru că se folosește de voi și vă întoarce spatele, pentru că mai ești o femeie în poziție răsturnată. Și asta îmi vorbește despre acest lucru. Dar în schimb aici cu banii, dacă v-ați gândit la bani, banii vă vin, deci banii aveți fără probleme, banii vă vin o sumă destul de importantă de bani în câteva săptămâni, da? Deci nu este nicio problemă că ești în poziție dreaptă. Ce am mai spus că am mai ieșit aici, nu mai văd altă imagine. Deci, da. Mă mai uit să văd dacă se mai creează vreo imagine ca să-mi aducă o lămurire suplimentară la ceea ce deja am spus. Și nu mai văd unde mai sunt imagini create. Da, mai aveți aici focul, deci aveți grijă cu pasiunea, da? Deci aici, pentru că s-ar putea să vă ardeți, da? Deci ori să nu vorbiți, să nu discutați prea pasional, ori voi cu o persoană să nu fiți prea pasional, pentru că să nu... Scoțineți-vă sub control acel foc din voi, da? Pentru că vă poate arde, da? Deci nu vă bazați pe acea persoană. Să zic așa, că vă poate arde, deci vă poate dezamăgi, vă poate, da, deci aveți această, pentru că e posibil căldura umană să nu fie, nu aveți cea pe care și-o dorește acea persoană, sau acea persoană nu vă dă căldura umană de care voi aveți nevoie, poate să fie aici, depinde din ce situație sunteți, deci nu mi-arată, deci lucrurile foarte rapid o să iasă la iveală, pentru că trebuie să vă țineți sub control acest foc, dacă vă poate arde. Da, deci încercați să nu dați pe din afară această pasiune. Pasiunea poate să fie și nervii, da? Să nu dați un clocot de nervi, să zic așa, da? Deci nu neapărat de dragoste, ci de nervi, să nu dați un clocot, da? Să nu vă exprimați cu prea multă forță, da? Pentru că vă poate crea chiar vouă probleme. Cam asta e tot ce vă... Și pentru cei care și-au ales varianta pietrei roz. Haideți să vedem și pentru ultima variantă, varianta pietrei mov, care este deci răspunsul la întrebarea voastră, la dorința voastră, dacă vă se îndeplinește. Deci concentrați-vă pe întrebare, gândiți-vă bine, bine la, exprimați-o clar și să vedem ce răspuns vă dau călță, dacă vi se îndeplinește dorința și când vi se îndeplinește, da? Ok, să vedem dacă vi se îndeplinește dorința și când se îndeplinește.
Voi foarte greu se creează imagini. Chiar foarte greu, deja am trei rânduri și nicio imagine nu văd. Mă uit mai atentă, dar nu văd. Deci, chiar foarte rar se întâmplă să. Da, aveți una, aveți aici un pumnal. Din păcate, aici trebuie să aveți grijă la dușmani, pentru că vă pot sau da, chiar și la prieteni, nu neapărat de dușman, pentru că puteți să fiți loviți pe la spate, să zic așa, da? Deci aveți grijă, poate că sunt. Mai aveți și o femeie, dar ea vă poate ajuta, dar pentru un interes, da? Deci aveți grijă că se pare că la ce v-ați gândit voi aici, nu sunteți prea favorizați. Nu sunteți prea favorizați. O să mă mai uit să văd dacă mai găsesc și alte imagini care să se formeze, care să-mi dea un răspuns mai clar la situația voastră. Nu mai văd altă imagine. Deci aveți grijă pentru că acest pumnal care mi-a ieșit aici în poziție răsturnată, ea oricum pumnalul să zic așa, un răspuns pozitiv, nu e o imagine pozitivă. E vorba despre un atac de obicei pe neașteptate pe la spate. Dar acest pumnal vă poate da o lovitură în inimă. Deci să vă lovească pur și simplu în suflet. Deci să fie o astfel de chestiune care să vă doară sufletul pur și simplu pentru această lovitură. Da? Deci această lovitură, v-am zis, poate e un pericol, poate să vină de la oricine. Acum trebuie să aveți grijă chiar și la un atac fizic până la urmă. Da? Deci el poate să fie, el de obicei vorbește despre un atac pe neașteptate. Mai mi-a ieșit aici, totuși, să știți că veți avea o reușită totuși. Dar s-ar putea, v-am zis, s-ar putea să vă supere ceva, să fie o lovitură în inimă, ceva vă deranjează. Dar veți avea totuși și succes, pentru că mi-a ieșit un buchet de flori și buchetul de flori vorbește despre succes, despre reușită, despre speranțe care vi se îndeplinesc, dar poate în relația cu banii. Deci poate că veți avea câștiguri financiare. Acest lucru se poate întâmpla destul de rapid. Deci în câteva zile, săptămâni, deci puteți avea reușită de câștiguri. O femeie vă poate da un ajutor, pentru că mi-a ieșit această femeie lângă chiar, dar trebuie să fiți atenți pentru că această femeie poate chiar se folosește de voi ca să are și ea un interes, ca să zic așa, da? Deci această femeie are și ea un interes. Deci nu vă lăsați înșelați de comportamentul, să zic așa, drăguț al persoanelor cu care aveți de-a face, da? Pentru că are un interes aici, v-am zis, pentru că e acest pumnal lângă, deci practic lângă femeia aceasta este acest pumnal care încearcă să vă lovească pe la spate, se complotează împotriva voastră, da? Deci aveți grijă. Aveți grijă și mai aveți grijă. Dar aveți acest buchețel de flori care îmi vorbește despre succes în câștiguri. Veți putea câștiga. Poate aveți noroc să câștigați, să învingeți într-o situație. Poate să fie și o astfel de răspuns la întrebarea voastră, să învingeți într-o situație. Totuși trebuie să fiți atenți la comportamentul drăguț al persoanelor din jurul vostru, pentru că nu sunt bine intenționate. Da? Deci nu vă lăsați înșelați de aparențele unei persoane care e amabilă, care vorbește frumos și vă laudă și mai știu eu ce. Da? Pentru că lucrurile nu sunt chiar așa, pentru că are pumnalul lângă și de fapt vă pregătește o lovitură. Da? Deci doar vă adorme, să zic așa, vigilența ca să vă poată lovi. Da? Deci cam asta e. Mă mai uit să văd dacă mai văd și alte imagini. Deci lucrurile foarte rapid se pot întâmpla. În câteva zile, săptămâni, lucrurile se lămuresc. Da? Deci, dar câștiguri veți avea. Veți avea succes, veți reuși. Deci, veți primi o susținere, un ajutor. Dar v-am spus, atenție, că vi se pregătește o lovitură. Da?
Deci, sau există o plată, adică îți dau cu o mână și îți iau cu 10, da? Deci e o lovitură, apoi să descoperi că de fapt ai fost practic folosit, înșelat și așa mai departe, atras într-o cursă ca să se câștige de pe urma ta. Nu mai văd aici prea multe. Mai mult să vin cu lămuriri suplimentare, deci mă tot uit pentru că nu vreau să sar peste vreo imagine care este importantă, da? Deci da, și la voi se îndeplinește, la toți e posibil să îndeplinească, dar v-am spus, cel puțin la prima variantă, varianta celor care și-au ales piatra albă, acolo nu știu cât de bine le-ar face, acolo sunt niște probleme care trebuie să le clarifice, să le lămurească. Aici, la a doua variantă, există foarte multe șanse să-și îndeplinească dorințele, să câștige bani, dacă s-au gândit. Și la voi, aici, la a treia variantă, la varianta pietrei roz, la fel, dar atenție aici la o situație cu o persoană, mie mi-apare aici o persoană de genul feminin, da? Care este posibil să vă împungă pe la spate, da? Să vă, sau în față vă zice una și pe la spate vorbește cu alții altceva. Da? Deci, pentru că vă va dezamăgi. Dacă sunteți atenți, reușiți să depășiți situația, da? Pentru că depinde de voi. Cam asta e tot ce pot să vă spun și celor care v-ați ales varianta a treia, varianta pietrei MOV. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-au răspuns la întrebări și că dorințele voastre se vor îndeplini așa cum vi le doriți voi. Da? Și acum că ați aflat și la ce vă puteți aștepta, veți reuși mai bine să evitați problemele, să le depășiți, să le rezolvați și să vă îndepliniți dorința așa cum vă doriți voi în timpul pe care vi-l doriți voi. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre frumoase pe care mi le lăsați pe canalul meu pe acest canal. Dacă nu v-ați abonat încă pe acest canal, vă invit să o faceți. Lăsați-mi și feedback-urile voastre, mesajele cum vedeți aceste predicții, dacă vă regăsiți în ele, dacă vă răspund la întrebări. Bineînțeles, să-mi spuneți și dacă vi se îndeplinesc dorințele. Și vă doresc în continuare o zi excelentă, un început de lună excelent și o lună noiembrie pe de-a întregul excelent din toate punctele de vedere. La revedere și să iubiți și să fiți iubiți!